Forța Steaua. În vârstă de 25 de ani, Bernadette Cioci se pregătește de a doua participare la Jocurile Olimpice. Sportivă legitimată la clubul Steaua București, Bernadette va evolua la întrecerea supremă din Japonia, după ce a trecut cu bine, alături de echipa României, de turneul de calificare din Portugalia din luna ianuarie a acestui an. Multiplă campionă europeană atât la juniori și cât la seniori, Bernadette țintește să-și treacă în palmares o medalie olimpică, iar pentru acest lucru este dispusă să facă orice sacrificiu. Bernadette, după aurul european de anul trecut, a venit și o frumoasă calificare la Jocurile Olimpice. Cum te simți? Sunt foarte fericită că ne-am calificat la echipe. În același timp am calificat și la simplu. Acum mai am un pas să ne calificăm și cu mixturile, adică cu mixtul eu cu Ovidiu Ionescu. Cum a fost turneul de calificare din Portugalia? A fost foarte frumos. Eu n-am fost în forma mea cea mai bună, dar... Bine că ne-am calificat, asta înseamnă o echipă, când una nu este în formă să fim unite și să vină cealaltă din spate și să câștige meciul. Din exterior, India părea un adversar facil. Cum ai trăit acel meci? Eu nu prea am trăit atât de bine, că nu am mișcat atât de bine, dar sunt pozitivă. Bineînțeles, cel mai important este să jucăm excelent și perfect la Jocurile Olimpice ca să... Aduc medale pentru țara noastră, pentru federație, pentru mine și, bineînțeles, pentru Steaua. Cât de mult te ajută faptul că ai reușit deja calificarea la Jocurile Olimpice încă din luna ianuarie? Foarte bine, pentru că a fost un stres mare. Acum am mai mult timp să mă antrenez și să mă pregătesc și mai bine și mai mult ca înainte. Ce reprezintă pentru tine această calificare la Jocurile Olimpice? Este un alt vis devenit în realitate, deoarece am fost și în Rio 2016, atunci am participat, am pierdut la un scor strâns și acum, bineînțeles, îmi doresc să mă apropii cât mai în față și, bineînțeles, să cuceresc o medalie, e visul meu.